Emoțiile ne influențează greutatea. Pe de o parte, atunci când suntem supărați sau stresați, mâncăm necontrolat. Mâncatul pe fond emoțional apare atunci când încercăm să suprimăm o emoție negativă, refugiindu-ne în mâncare. În general, în astfel de situații, se optează pentru alimente bogate în calorii și băuturi carbogazoase. Potrivit psihologilor, alimentele hipercalorice stimulează centrul plăcerii. Pe de altă parte, nici atunci când ne dorim să scădem în greutate, emoțiile negative nu ne sunt de ajutor, ne avertizează specialiștii. Încrederea în sine și gândirea pozitivă sunt două calități importante pe care orice om care își dorește să slăbească ar trebui să le aibă. Dacă avem o persoană care dorește să piardă în greutate și mindset-ul persoanei respective este ok, o să slăbesc, am încredere în programul de antrenament pe care îl fac, am încredere în alimentație, îmi place, sunt entuziast pentru că am descoperit ceva care îmi place, automat persoana aia o să aibă rezultate teoretic rapid, da? Și nu va simți că depune un anumit efort. Însă, din păcate, cei mai mulți oameni au tendința de a dezvolta un caracter obsesiv pentru aspectul fizic, iar pierderea în greutate și menținerea siluetei pot deveni ritualuri compulsive. În mod ironic, cei care devin obsedați de reducerea numărului de kilograme ajung în cele din urmă să-și saboteze propriile obiective. Dacă avem o persoană care dorește să slăbească, dar atitudinea interioară a persoanei față de sine este: nu mă simt în stare, sunt leneșă, sunt grasă, nu mă suport, îmi urez corpul sau corpul meu nu funcționează, automat transmite în corpul lui o energie foarte negativă. Persoana aia nu va avea rezultat. Pe termen lung, nu este imposibil să faci ceva ce nu-ți face plăcere. Echilibrul dintre minte, corp și emoție formează un întreg, iar dacă există un dezechilibru între acestea, starea de sănătate poate fi influențată. Desigur, emoțiile sunt resimțite diferit de fiecare individ în parte, în funcție de mai mulți factori, dar gândurile și trăirile pe care le avem și le experimentăm pot provoca eliberarea de anumite substanțe în organism, care la rândul lor provoacă niște reacții chimice de impact. Vorbim strict din punct de vedere emoțional. În momentul în care tu faci ceva care nu îți place și toate emoțiile aia negative de frustrare, de tristețe, de singurătate, de disperare, tu le downloadezi în corp. Pe lângă chestia asta, în timpul antrenamentului, de exemplu, nivelul de cortizol, hormonul de stres, crește în corp. Tu practic vii cu și mai mult stres peste și mai mult stres peste și mai mult stres. Se formează ca un bulgăre. Bulgărele ăla se transformă în țesutul adipos care pe tine te protejează. Pentru că încă un lucru interesant, persoanele care sunt supraponderale, de exemplu, și care trec prin mâncatul compulsiv, se simt inferioare, nu se simt suficient de importante, nu se iubesc, nu se apreciază, nu se nimic. Subconștientul lor, practic, urlă după ajutor prin semnalele pe care le transmite. Spre deosebire de emoțiile pozitive pe care le simțim și le lăsăm să curgă, emoțiile negative pe care ni le reprimăm sunt descărcate de creier într-o zonă specifică și rămân captive în corp. Cu cât simțim mai des și pe o perioadă mai lungă de timp o emoție negativă, cu atât mai tare aceasta își lasă amprenta, ajungând în final să fie parte din noi. Dar asta cum se transpune în plan fizic? Subconștientul suferă și sufletul suferă. Și în plan fizic îmi transpun lucrurile astea prin ocupând cât mai mult spațiu. Vreau să atrag atenția pentru că nu sunt suficient de important. Cu cât ne asumăm mai repede responsabilitatea asupra ceea ce suntem și înțelegem că doar noi suntem responsabili pentru emoțiile noastre, pentru felul în care funcționăm, pentru absolut tot ceea ce se întâmplă în jur, automat nu vom mai proiecta așteptările noastre pe ceilalți.